Sună specialistul BCR. Oare ce sfat are astăzi pentru noi? Ascultă și tu și descoperă un sfat pe zi prezentat de BCR. Specialistul BCR din această dimineață este Claudia Oprescu. Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața, Marius! Îți așteptăm sfatul! Astăzi m-am gândit că ar trebui să punem un pic mai mult accent pe echilibru. Și cum mi-a venit această idee? Se pare că mulți dintre noi, din ce am citit în ultima vreme pe rețelele sociale, și-au redus cheltuielile în anumite segmente de produse, să zicem, dar mulți dintre noi le-am crescut în zona de produse de curățenie. De curățenie. Adică cumva, pentru că stăm în casă și simțim nevoia să fim cât mai safe posibil, avem tendința să ne cumpărăm foarte multe produse de curățenie, cât mai sofisticate, cât mai complicate. Și cred că ar trebui să fim puțin atenți și aici, pentru că e important să avem produse de curățenie, să dezinfectăm toate produsele și locuința astfel încât să fim safe, dar să nu cădem cumva în extrema cealaltă și să dăm foarte mulți bani doar pentru că simțim nevoia să le avem și să ne simțim safe. Că, de fapt, și produsele de curățenie pot să expire și cumva cât spirt ai putea să cumperi și cât de mult, nu știu, nu vreau să fac reclamă la vreun brand, da, dar da, cât de mult higienol sau așa, asemenea produse de curățenie ai putea să ai. Mi-a venit această idee, ți-am zis, pentru că am citit pe rețelele sociale și erau mulți oameni care spuneau că le-a crescut destul de mult costurile. Și bănuiesc că tot din pricina faptului că stăm acasă și ne simțim destul de anxioși și simțim nevoia să ne extraprotejăm. Așa că ar fi bine să ne facem o listă cu ce avem nevoie pentru fiecare, nu știu, produse pentru pardoseală, pentru bucătărie, pentru baie și să vedem cam cât ne ține o sticlă și să ne rezumăm la ne lua strictul necesar. Pentru că ne pot crește costurile dacă nu suntem suficient de atenți. Da. Minunat! Claudia Oprescu, specialist BCR, îți mulțumesc pentru acest sfat. Să ai o zi minunată în continuare. Pa, pa! Numai bine, pa, pa! Acesta a fost sfatul de astăzi. BCR îți oferă în continuare un sfat pe zi, soluții pentru azi și lecții pentru mâine.